Lumina din lăuntru mă face diferită, dar nu pot să o folosesc decât cu grijă. Lux. Luxana Crowngard s-a născut în Demacia, un tărâm izolaționist, unde abilitățile magice sunt privite cu teamă și suspiciune. Poate să manipuleze lumina după bunul ei plac, dar a fost mereu nevoită să-și ascundă puterea, pentru a proteja statutul nobil al familiei sale și a nu risca exilul. Cu toate astea, rezistența și optimismul lui Lux au ajutat-o să-și accepte talentele unice, iar acum vrea să-și ajute patria să devină mai tolerantă și mai înțelegătoare. Lux, prințesa luminii. Luxana sau Lux, după cum preferă să-i se spună, a crescut în orașul demasian High Silvermere sau Silvermere, împreună cu fratele ei mai mare, Geren. Cei doi fac parte din prestigioasa familie Crowngard, ai cărei membri au slujit ca gărzi ale regilor Demasiei timp de generații. Bunicul lor salvase viața regelui în bătălia de la Colții Furtunii, iar mătușa lor, Tiana, fusese numită comandant al avangardei neînfricate, un regiment de elită, înainte să se nască Lux. Fun fact, Tiana ar trebui să fie următorul campion pe lor. Geren mersese și el cu avânt pe urmele familiei, înrolându-se în armată încă de la o vârstă fragedă. În absența lui, restul familiei se aștepta ca Lux să ajute la administrarea moșiilor, o sarcină pe care fata o disprețuia. Voia să exploreze lumea, să vadă ce se află dincolo de zidurile Demasiei. Îl admira enorm pe Geren, dar nu voia să se supună nici de cum insistențelor lui de a-și lăsa la o parte propriile ambiții. Spre frustrarea profesorilor care încercau să o pregătească pentru o viață în slujba familiei Crowngard, Lux punea sub semnul întrebării tot ce învăța și prefera să afle lucruri pe care ei nu erau în măsură să îi le spună. Chiar și așa, puțini puteau să rămână supărați pe o fată care avea atât de multă sete de viață și un optimism atât de molipsitor. Însă nimeni nu știa că schimbarea bătea la ușă. Odată, magia aproape că distrusese Runeterra, iar Demacia fusese fondată ca un regat unde astfel de puteri erau interzise. Multe dintre basmele regatului erau despre cei cu inimă pură, care se lăsau corupți de atingerea magiei. Iar unchiul lui Lux și al lui Geren fusese și el ucis de un mag rebel în urmă cu câțiva ani. În plus, șoaptele temătoare și zvonurile de dincolo de mari munți spuneau că magia revenea în lume. Întorcându-se acasă călare într-o noapte, Lux a fost atacată de o haită flămândă de colți de spadă. Într-o clipă de groază și disperare, tânăra a dezlănțuit un torent de lumină magică, al cărei izvor se afla adânc în sufletul ei. A reușit să prindă bestiile în capcană, dar a înmărmurit și ea de frică. Magia, acea oribilă forță care corupea tot în miturile Demasiei, făcea parte din ea la fel de mult ca sângele Crowngard. Frica și îndoiala îi pătrunseseră în suflet. Oare avea să devină și ea malefică? Era și ea un monstru care trebuia stârpit sau exilat în afara zidurilor regatului? Chiar și în cel mai bun caz, dacă cineva îi descopera puterile, numele de Crowngard avea să fie aruncat în disgrație pentru totdeauna. Geren petrecea din ce în ce mai mult timp plecat din High Silvermere sau Silvermere, așa că Lux ajunsese să locuiască singură în casa familiei. În timp se familiarizase cu propriile puteri, iar nopțile petrecute cu pumnii încleștați, încercând să alunge magia, deveniseră din ce în ce mai puține. Începuse să experimenteze în secret, jucându-se cu razele de soare din curți și dându-le formă solidă sau creând mici figurine strălucitoare pe care le putea ține în palmă. Hotărâse însă să nu spună nimănui nimic despre puterile ei. Când împlinise 16 ani, Lux mersese cu părinții ei, Peter și Augata, dacă nu pune un H într-un nume, nu e ok, la reședința lor oficială din mărețul oraș al Demasiei, pentru a vedea investirea lui Geren în onorabile rânduri ale avangardei neînfricate. Orașul îi se păruse uimitor, erau demonstrații a celor mai nobile idealuri ale regatului. Fiecare cetățean era la adăpost și nimeni nu ducea lipsă de cele necesare. Acolo Lux a aflat de luminiști, un ordin religios caritabil care îi îngrija pe cei bolnavi și săraci. S-a împrietenit cu un cavaler luminist numit Kahina, sau Kaina, dacă H-ul e mut, care a ajutat-o să-și dezvolte aptitudini mai marțiale, luptând și antrenându-se cu ea în grădinele conacului familiei Crowngard. După mult timp petrecut în capitală, Lux a început în sfârșit să învețe mai multe despre lumea din afara Demasiei, despre diversitatea și istoria ei. Acum știe că stilul de viață demasian nu e singurul posibil, iar această viziune nouă și limpede o ajută să înțeleagă cum poate împleti iubirea pe care o poartă Demasiei cu dorința de a-și vedea țara mai tolerantă cu toți cetățenii ei și poate mai dispusă să accepte magica ea. Și așa Lux a devenit Lux.